Salutare pofticioșilor, astăzi revin cu un videoclip nou. Astăzi am ajuns iar pe la KFC și m-am hotărât să iau ceva diferit, ceva ce nu am mai încercat. Hai să vedem ce am luat aici. Să întâi să le scot pe toate. Cola, Smart Menu. Și bineînțeles favoritele mele, chili cheese, boom! Stai să luăm și paiul și șervețelele. Le punem aici într-o parte. Paiul aici. Chili cheese-ul. Și în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru cei 100 de subscribers. Keep going, guys! Vă mulțumesc foarte, foarte mult! Și hai să începem, să vedem ce avem aici. Asta s-a cam lipit. Și avem aici un crispy melt. Nu am mai încercat niciodată. Sper că s-a rupt o bucată din el. Nu știu de ce nu-i pun într-o cutiuță ceva, ar fi mai bine. Așa, arată interesant. Și aici avem Smart Menu. Ăsta îl mănânc de obicei. Și bineînțeles cu favoritele mele, chili cheese. Hai să vedem. Cam așa arată. Nu prea am loc aici, stai că nu l-am pus bine. Hai să încercăm, ia. Și vă mulțumesc și pentru comentariile și ideile lăsate acolo la filmulețele de pe YouTube. Și haide să încercăm crispy melts. Să vedem cum e. E prima dată când încerc. Interesant, e puțin dulce. Cred că trebuia mai mult lăsat să se topească cașcavalul. Hai să încercăm și cu puțin sos de usturoi, să încercăm din Smart Menu. Așa, iau crispy-ul ăsta. Yummy, yummy. Chiar îmi place. Puteți să-mi lăsați în comentarii voi ce consumați de la KFC. De exemplu, eu nu am încercat Twister, nu am încercat Zinger. Dacă vă place seria asta, pentru că am văzut că mulți dintre voi vă uitați la filmulețele anterioare cu KFC, dacă vă place, lăsați-mi cât mai multe comentarii cu ce vreți să încerc și dați cât mai multe like-uri. Asta mă ajută și pe mine, bineînțeles, ca filmulețele să ajungă cât mai sus și să le vadă cât mai multă lume. Așa că hai să mai încercăm un chili cheese cu sos de usturoi. Ciudată combinație, dar hai să vedem. Băgăm și un cartofior. E chiar interesantă chestia asta. Mi-a venit o idee. Ia hai să încercăm să vedem cum ar fi crispy melt. Să băgăm un cartofior aici, să vedem cum ar fi. Ce gust are. Cred că e mai bun fără. L-au făcut ei cum trebuie. Asta a fost filmulețul pentru astăzi. Dacă v-a plăcut, vă rog frumos, lăsați cât mai multe comentarii cu idei despre absolut orice mâncare, nu numai despre KFC. Și dacă vreți să mă ajutați, vă rog, dați un subscribe, un like și un share, m-ar ajuta foarte, foarte mult. Și vă mulțumesc pentru toate like-urile și comentariile de acolo, de pe TikTok. Ne vedem cu filmulețul următor. Poftă bună!